Foștii angajați ai spitalului de la Sadu pot să se reîntoarcă la locul de muncă. Aceștia nu trebuie decât să completeze o cerere prin care își exprimă dorința de întoarcere. Acest lucru se va întâmpla când va fi aprobată și noua hotărâre prin care posturile rămase neocupate vor fi scoase la concurs. Oricum, posturile nu se va ocupa în totalitate prin redistribuire în funcție de opțiunea celor care au plecat de la spital și activitatea nu va putea începe decât atunci când schema organizatorică va fi concretă. Și procesul de întoarcere a celor care doresc să-și desfășoare activitatea sau mai bine să-și reia activitatea la Spitalul Județean Bejiu va fi una concomitentă cu ocuparea celor alte post. Bobaru susține că nu toți angajații spitalului vor să revină la unitatea redeschisă în această vară, iar locurile rămase libere vor fi scoase la concurs. Cei care au lucrat cu dumneavoastră înainte și-au mai exprimat dorința să lucreze în continuare? Da, sunt în mare parte cadre medicale, atât cu studii superioare, adică medici, biologi, care se vor întoarce la activitate, restul posturilor vor fi ocupate așa cum a spus prin concurs. Fostul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, Gheorghe Cocina, este în cărți pentru un post în conducerea spitalului de la Sadu.